vreau să deschidem și să ne apucăm de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris la Evanghelia după Matei, la capitolul 4, de la început. Pagina 925. Atunci, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, i-a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci, diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Aș cere în prima precizare că este foarte ușor de înțeles că avem de-a face cu o confruntare, să zic așa, între cel rău și Domnul Iisus. Sau, practic, o încercare a celui rău de a-L ispiti pe Domnul Iisus Hristos, exact așa cum este din primul verset. Deci, Domnul Hristos a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Și dacă ne uităm puțin mai înainte, în capitolul 3, vedem că acest lucru se întâmplă după ce Dumnezeu însuși spune aceste cuvinte: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Următorul lucru pe care îl găsim scris este acesta: atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Vreau să spun în primul rând că mulți credincioși s-ar aștepta ca viața de credință să fie într-un fel ușoară. L-am cunoscut pe Dumnezeu, ni s-a făcut lumină, am înțeles adevărul, am fost mântuiți, știm că așteptăm făgăduințe bune, iar acum viața o să fie, mai întreabă mulți, se întreabă între ei, cum e viața cu Domnul, frate? Frumoasă, frumoasă, mai este o cântare, viața mea împreună cu Iisus, e un cer senin, cer de soare plin. Și este adevărat. Deci niciodată viața cu Domnul, indiferent ce ar însemna sau cât de grea ar fi, nu poate fi catalogată de un credincios autentic, gen o viață grea, o luptă care deja cere un preț destul de mare. Este o luptă, dar este o luptă frumoasă. Mergem puțin mai înainte și o să revenim la acest aspect. Ni se spune că Domnul Iisus Hristos a fost dus de Duhul în pustie, a postit acolo 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Nu mă opresc asupra acestui verset, deși multă lume spune că încearcă să postească un număr N de zile, încearcă să țină o săptămână, încearcă să țină 3 zile. A spune totuși scurt, nu știu dacă Dumnezeu cere cuiva să se schingie și să se facă înaintea Lui și să se tremure tot și să-și plângă suferința acolo: Doamne, până nu asculți, nu vreau să mai în forma în care o vedem astăzi. Postul negreșit și are rostul lui, iar forma postului o găsim descrisă în Sfânta Scriptură, iar Dumnezeu, ceea ce vrea în momentul în care îl vede pe fiul lui, pe copilul lui, cu adevărat, că vine la el, nu este să-l vadă chinuit, schingiuit, tras cu ochii căzut și terminat: Doamne, ascultă-mă, până nu mă asculți, nu mai fac nimic. Sau cum era în vechime, până când nu prindem pe cutare, nu mai mâncăm niciunul. Dumnezeu vrea să ajute. El își dorește să ajute, noi știm lucrul ăsta. Dumnezeu vrea să ne vadă pe noi ca și copiii lui, că suntem în continuă legătură cu el. Nu este nevoie neapărat să fim schingiuiți, iar postul adevărat, în măsura în care Dumnezeu ne-a lăsat scris în cuvânt, îl vedem, dezleagă-ți lanțul răutății și lasă toate lucrurile astea la parte, lasă schingiurea, îi place oare lui Dumnezeu să vadă trupul schingiuit? Asta se numește post, întreabă acolo prorocul. Mergem puțin mai departe. Deci ne spune că Domnul Hristos a postit în forma aceasta, cum se postea, și la urmă spune că a flămânzit, cum era și normal de altfel. În acel moment vine și ispititorul. Și să știți că întotdeauna ispititorul vine în momentul în care ne vede la un moment dat mai slabi. Viața de credință
să spun așa, ca și la teoriile matematice, la modul ideal, ar trebui să fie una rectilinie uniformă. N-ar trebui să fie una care să oscileze exact ca și... Ci ar trebui să fie una... Ce se roagă David, dacă vă amintiți? Pune în mine un duh nou statornic. Ar trebui să fie o viață statornică. De Domnul Hristos nu vorbește aici și nu putem să spunem că a fost slab din punct de vedere spiritual. Noi știm că El a fost și îl vedem descris în textul acesta. Într-o continuă legătură cu Tatăl, chiar și în momentul în care trupul lui fizic vorbind a flămânzit. Mi se spune clar, a flămânzit. Și vine cerul și spune așa, și în primul rând spune, spune la pietrele astea să facă pâini. Pare nimic ca neregulă la un moment dat. A, Manu, că ai flămânzit. Doamne, Tu ai putere. Pune, fă-ți acolo pâini. Și vrea să-L distragă oarecum pe Domnul Hristos din activitatea pe care avea. Motivul pentru care Domnul Hristos a postit nu ne este descris aici, nu-i se spune. Și, doar, și din ce vedem, diavolul vine să-L întrerupă cu orice preț din activitatea lui, să zic așa. Răspunsul Domnului Hristos și menționăm în primul rând, spune așa, este scris. Și apoi spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Apoi spune că diavolul îl duce în sfânta cetate, îl pune pe strajna templului și spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, încă o dată, deci și prima oară spune la fel și de fiecare dată în cele trei cazuri în care încearcă, ați văzut că el vine și spune așa, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă cu tare lucru. Dacă ești. Și acum vine și spune așa, pune-te pe strajna templului, aruncă-te jos, că e scris că el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Și vine el și dă un citat din Biblie. Mi se pare foarte, foarte interesant acest text, să zic așa, într-un fel. În sensul că cel rău de fiecare dată se folosește în mintea celor credincioși de argumente bazate, să zic așa, cel puțin în mintea credincioșilor, pe Scriptură. Căci mulți ajung să spună, dar e în regulă așa. Sau auzim scuze în genul, este scris și în Biblie, nu poți să dai cuvinte la aparte. Nu de mult, nu spun la cine, dar la o persoană care de atâția ani merge la adunare, am auzit, eu mă despart de nevastă. Și zic, păi, dă Dumnezeu voie să faci așa ceva? Scrie de carte de despărțire. Dacă e nesupusă, carte de despărțire. Păi zic, da, trăiești în, în vechiul legământ sau în nou legământ. Ștefane, sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu le poți da la parte. Mai dau și un text. Cum spunea și Iuda s-a dus și s-a spânzurat. Haideți să ne spânzurăm toți, că cuvintele lui Dumnezeu nu le dăm la parte. E evident, e de la sine, că cuvântul Dumnezeu nu se ia așa alantala. Diavolul vine și spune, este scris. Pune-te pe strajna templului acolo, un lucru deja fără logică. Pune-te pe strajna templului acolo și aruncă-te. Că tu ești, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, va porunci El și o să te lăși piciorul. Și spune Domnul Hristos. De asemenea, este scris. În primul caz, Domnul Hristos spune, este scris. În al doilea caz, iar spune, de asemenea, este scris. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Diavolul a dat-o pe un munte, încă o încercare, arată împărățiile lumii, arată strălucirea lor, tot ce vede acolo. Spune, toate aceste lucruri ți le voi da ție. Ca și cum ar fi fost în posesia lui, nu al lui Hristos, care era de altfel Dumnezeu. Dacă ești Fiul Dumnezeu, spune a doua, prima oară, apoi spune, dacă ești Fiul Dumnezeu, acum vine a treia oară și spune așa, toate astea ți le voi da ție. Deci nu mai spune nicio mențiune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Fiindcă dacă era Fiul lui Dumnezeu, era implicit că avea toate lucrurile în posesie. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ți le dau toate ție. Și încearcă să facă pe Domnul Hristos să se închine Lui. Din totdeauna, cel mai urât nume pentru cel rău va fi Iisus Hristos. De aceasta, și când mergem și vorbim cu cei din lume, totul se rezumă la un moment dat în discuția noastră. Da, o credință morală, da, o putere nemaipomenită, da, un fenomenal Dumnezeu, da, un creator, da, un mântuitor, da, mântuitorul Iisus Hristos. Dacă îmi vine vorba de mântuirea prin Iisus Hristos, despre care toți mărturisesc că El e mântuitorul și acum vii sărbătorile și veți vedea, s-a născut mântuitorul, s-a născut și vor da din mântuitorul în steaua de pe cer, în tradițiile și în luminile de pe toată suprafața pământului. Total aiurea. Dar persoana pe care a urât-o este Iisus Hristos. Când vine vorba de Iisus Hristos, lasă-mă la parte. Când vine vorba de mântuire, de salvare în Iisus Hristos, spun și ei ca asupra acestor lucruri, altă dată. Te mai ascultăm în altă dată, numai acum. Iisus Hristos e cel mai urât nume. Și un lucru de remarcat din acest text și mi se pare foarte important este să ne gândim că dacă acest satana a venit până și la Domnul Iisus Hristos, adică dacă până și Domnul Iisus Hristos a fost atacat, să zic așa, de el, eu sunt convins, apropo, că în sinea lui el știa că nu are nicio șansă împotriva Domnului.
cum de asemenea sunt convins că el în sinea lui cunoaște faptul că nu va avea nicio șansă în bătălia pe care urmează să o desfășoare, nu va avea nicio șansă împotriva Dumnezeului celui viu. El a încercat odată, pe puterea lui să zic așa, a încercat să sublime autoritatea lui Dumnezeu în ceruri, din câte știm noi, și a făcut acel război în cer care este scris în Scriptură, și nu a reușit și a simțit, să zic, pe pielea lui, puterea lui Dumnezeu. Auzeam un gând la un frate și mi s-a părut foarte, foarte, foarte bun. Diavolul are o ură și, cum spuneam, mai ales față de Domnul Iisus Hristos, pentru că știe că numai în Domnul Iisus Hristos s-a făcut răscumpărarea noastră și are ură pe noi din cauza că el cunoaște și știe că noi suntem moștenitorii slavei pe care el a pierdut-o prin răzvătirea lui. El cunoaște lucrul ăsta, el știe, el a fost în cer, el a trăit acolo, el știe ce este acolo. El și-a văzut și sunt convins că în sinea lui și-a dat seama că nu a făcut un lucru bun, pentru că a simțit judecata lui Dumnezeu pe pielea lui. El știe că nu poate face. Și totuși gândiți-vă că venind la Domnul Iisus Hristos, amintiți-vă în câte feluri în Vechiul Testament și apoi în Noul încearcă să distrugă, dacă se poate, linia genealogică a Domnului Iisus Hristos. Numai să nu mai apară fiul ăsta, omul ăsta. Să nu mai apară salvatorul lor. Să moară toți în greșelile și în păcatele lor. Iar apoi ura care are pentru noi nu vrea să le vadă pe niciunul dintre noi moștenind ce este în împărția lui Dumnezeu. Lucrurile pe care el le are la îndemână, cum spunea și uitați-vă, vine și spune, fă asta că este scris. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, este scris acolo. Și acum revin la exemplu celălalt. Este scris, dacă nu se supune soția, lasă o carte de despărțire, căci este scris. E adevărat că este scris. Este adevărat că este scris. E vorba de vechiul legământ. Aceste lucruri au fost scrise într-adevăr pentru învățătura noastră, dar de aceea avem nevoie Duhului Dumnezeu care să ne învețe și să ne călăuzească cum să percepem cu adevărat voia lui Dumnezeu care este desăvârșirea noastră. Ori dacă desăvârșirea ar veni în urma unui divorț, sau dacă divorțul ar contribui cumva la desăvârșire, ne putem pune singur întrebarea aceasta și vine de la sine, să zic așa. Ne învață și firea, ca să folosesc expresia aceasta. Spuneam că acest moment al ispitirii a venit după ce din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. S-a întâmplat după botezul Domnului Iisus Hristos, când noi cunoaștem că a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel peste el și s-a auzit vocea aceasta, pe care au auzit-o și ceilalți. Din acel moment a fost dus de Duhul ca să fie ispitit. Biruința Domnului Iisus Hristos a constat în același cuvinte pe care le-a folosit cel rău. Vreau să fim puțin atenți. Vine celălalt și spune, este scris, și Hristos spune, iarăși este scris. Iar în încredințarea că niciodată cuvântul lui Dumnezeu nu se va dezbina pe el însuși, pentru că nu se poate să fie așa ceva, noi credem, și este foarte important aici, cuvântul lui Dumnezeu trebuie studiat și trebuie înțeles numai sub călăuzirea Duhului Sfânt. Este foarte important. Este foarte important. El este singurul care poate să facă lumină într-un fel sau altul. Și este posibil, vreau să spun, ca să fi învățat sau să fi știut anumite lucruri până la un moment dat, într-un fel, iar Duhul Dumnezeu să ne lumineze după o perioadă și să înțelegem că de fapt nu a fost așa. Sunt multe lucruri care pot fi așa. Nu este o rușine să ne întoarcem poate după 15 ani în care am practicat anumite lucruri. Duhul Dumnezeu luminează atunci când el știe că este vreme. Se poate face lucrul acesta. Ca să ne referim iarăși la, foarte scurt, la înțelegerea greșită a cuvântului, vedem foarte multele discuții între Domnul Iisus și farisei, spre exemplu, care veneau tot la fel cu ideea, este scris, ce desfințezi tu, este sabatul, este ce desfințezi tu, cine ești tu, cine ești tu, cine citești de ia zi, spice în ziua sabatului, cine ești tu, de vii și faci vindecări, nu vezi cum e? Și Domnul Hristos vine și spune, eu n-am stricat nimic din toate lucrurile astea. Vă vi se pare că eu am stricat sabat, vă vi se pare că v-am stricat proroci, că v-am stricat lege, eu n-am stricat niciuna din lucrurile astea. Eu le-am împlinit doar. Eu l-am împlinit. Înțelegerea de plină a cuvântului Dumnezeu vine numai sub călăuzirea Duhului Sfânt. Momentele în care cel rău este furibund pe noi sunt acele momente în care încercăm din toate puterile noastre, să spun așa, în lupta pe care o ducem noi pentru răsplătirea noastră. Sunt momentele acelea în care încercăm să ne apropiem și să ducem o viață cât mai curată. Amintiți-vă de Iov, iar Domnul Dumnezeu chiar spune, l-ai văzut pe Iov ce om e, nu e nimeni pe tot pământul care să fie așa ca el. Și spune, da bine, dă-te mâna mea și o să vezi câte blesteam în față. Vedem un alt moment în care cel rău și pur și simplu se zbate. Și să știți că este un adevăr iarăși. Atunci când cel rău nu are legătură cu viața noastră și nu se prea leagă de noi, sunt depuse semne de întrebare. Înseamnă că îi place cum suntem, nu are niciun motiv să ne hărțuie. Ori pe deplin putem fi convinși că atunci când noi ne luptăm să ducem o viață sfântă, vor veni și aceste încercări.
Întotdeauna el nu vrea să vadă pe nimeni că duce o relație bună cu Dumnezeu. El nu vrea să vadă lucrul ăsta. L-ar distruge în temelii. S-a dus la Iov, s-a dus la Domnul Iisus Hristos. La Iov, să spunem, ar fi fost om, ar fi sperat să facă ceva. Noi cunoaștem. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Trebuia nezguduită să dă faptul acesta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Și orice irosește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Este acel text. Am vorbit iarăși când am fost în perioada de siguranță a mântuirii în acest sens. Noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Este un subiect foarte, foarte complex. Suntem în mâna lui Dumnezeu și am văzut lucrul ăsta. Cine este mântuit, doar trec foarte sumar, e că am mai vorbit împreună lucrul ăsta. Cine este mântuit și este în mâna lui Dumnezeu și este pecetluit de Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării, este pecetluit. Nu știu dacă cineva mai poate rupe peceta aceea a răscumpărării. Este pecetluit pentru ziua răscumpărării. Domnul Dumnezeu a zis, este al meu, s-a plătit prin Fiul, s-a pecetluit prin Duhul, ce a fost promis de mine și omul ăsta este al meu. Nu-i numai nimeni. Nimeni nu le va smulge din mâna Tatălui meu. Și spuneam că cel rău în dârjoala lui și în ura lui față de noi și față de Dumnezeu, îl ură și pe Dumnezeu cu desăvârșire. A vrut să ia locul, mai cu seama că a căzut sub judecata lui și în inima lui răzbătirea a rămas. El nu se va pocăi niciodată. Nu se va pocăi niciodată. Ne mirăm de ce oamenii din lume... Cum poți să fii atât de împietrit, Domnule? Cum poți să ne asculte? Păi au de tată pe cel care niciodată nu se va pocăi. El așa învață. Dacă un tată pământesc este un neînduplecat din fire, copilul lui care va crește sub educația lui va deveni un neînduplecat din fire. El asta va vedea la tatăl lui. Băieții, de exemplu, se uită foarte mult la tați. Tații sunt eroii lor. Nu te iei cumva de tata că îți dau o palmă după cap la școală. Îți trag una după cap, nu te iei. Tata e tata. A, taică-miu, dacă vine taică-miu și dă una la taică-tu, cade jos și sare o bătaie între ei. Că cine? Că s-au luat de tatăl lor. Tații sunt modelele copiilor. În special ale băieților. Și nu numai. Se uită. Dacă un tată e neînduplecat din fire, dacă un tată nu se poate să audă oricând, eu o țin pe mea. Așa va fi și copilul lui crescut, educat. Noi Dumnezeu are putere de schimbare. Tatăl celor din lume, cei care spune Scriptura că l-au de tată pe diavolul, asta fac. El este un îndrăznic. Toată viața. Va merge la Armagedon și știe clar, el știe că nu are nicio șansă. Nu contează, tot încep. Tot mai să fac eu rău. Asta este mintea lui. El știe că nu poate. Știe care este pedeapsa. Știe unde este rânduit. Lucrul ăsta nu va opri cât vom trăi pe acest pământ să ne urmărească. Și încă o dată repet, cât timp încercăm să ducem o viață sfântă, să nu ne mirăm dacă vine încercarea și mai mare, și mai mare, și mai mare. Pentru că este normal să fie așa. Iar Domnul Hristos spune că în lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cu alte cuvinte, eu am avut necazuri ca și voi. Căci Domnul Hristos, fiind om în perioada aceea, a fost năpusit din toate părțile. El spune doar așa. Eu spun și fac doar ce aud pe tatăl că îmi spune să spun și ce-l văd pe tatăl că face. Asta fac eu. Eu fac ce spune tatăl să fac. Și aici este secretul. Deci, și cu așa asta închei. Vine cel rău și spune, și asta l-a spune și viața noastră. Este scris, poți să faci așa. Poți să înțelegi tu cuvântul așa, căci să știi de asta și învățături atâtea, și culte, și dezbinări, și tot felul de ceva ce Dumnezeu nu și-a dorit. Din cauza asta este. Că unul a înțeles așa, că unul a înțeles așa, când Scriptura și calea este una singură. Nu se poate să fie în prea multe feluri. Și se într-un singur mod. Iar nimeni nu vine la Tatăl decât prin Hristos. Acum fiecare înțelege. Păi a veni prin Hristos înseamnă asta, a crede înseamnă asta, lumea morală înțelege a crede înseamnă asta. Și influențează fiecare pe fiecare și se alege acolo harababărul și amestecătură cum o vedem noi. Celul nu se va opri. Mi se pare esențial și de încurajarea noastră să ne gândim la faptul că Domnul Hristos a știut de fiecare dată să răspundă cu cuvântul lui Dumnezeu. Iar lucrul ăsta îl făcea fiind în permanentă legătură cu Tatăl și asta e lucrul cel mai important. Dacă nu suntem legați și conectați, să zic așa, în continuu, la Cel care este săvârșirea, la Cel care este Dumnezeu, singurul care poate lucra un bine în noi, iar noi știm că avem Duhul Lui, iar atât timp cât Duhul Sfânt va lucra, vom fi și noi capabili să începem lucrurile acestea. Nu se va opri. Trebuie să ne bucurăm când apar aceste momente, pentru că scrie: răsplata voastră este mare în ceruri. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.